Salutare, jucătorilor! Eu sunt Cocomin și bine v-am regăsit la un episod din seria noastră de Roblox pe Dumești. Ei bine, jucătorilor, înainte de a începe episodul, vreau să vă urez un Paște fericit alături de cei dragi, bineînțeles, chiar dacă este a treia zi de Paște. Sper că v-ați petrecut Paștele în familie sau alături de cei dragi, bineînțeles, vouă. Sper că l-ați petrecut, bineînțeles, cu bucurii și numai fericiri și, na, ce să mai, eu vă urez un Paște fericit și toate bune. Așa că noi să trecem la episod. După cum puteți vedea, jupânilor, suntem, bineînțeles, aici la bar la Nea Vasilică. Dar ce avem noi aici în față? Avem X7-le pe care, după nebuneala mea, l-am revopsit, am făcut toate nebunile mele. Și aici în spate, bineînțeles, avem Panamera U pe care și ăsta s-a dat dracu cu culoarea asta verde deschis, un cameleon, nu cameleon, altă treabă, e mișto, e chiar mișto, mișto, tare, tare de tot, uitați-vă și voi la mașinuță. Plus aici i-am mai băgat un cârlig la X7 pentru că am vrut să le iau deodată așa și n-am avut altfel cum, dar uitați-vă cât de frumoase sunt, un albastru, o culoare M de la BMW, ca să vă zic așa mai sincer, că mă și bâlbui deja. Și da, cam așa au ieșit și pragurile și tot ce trebuie. Uitați, dacă vă uitați voi acolo frumos, și pragurile sunt M, adică ce vrei, se potrivește și culoarea. Dar da, n-am ce zice, mai și chiar foarte, foarte bine, mai bine decât mă așteptam. Și ce să mai, eu zic că merită un mare like, așa că haideți acolo în forță. Și eu zic că și Porsche o arată bine, adică uitați-vă un pic, roșu ăla cu, bine, roșu interiorul, cu verdele așa, ceva mai colorat, nu? Da, acum haideți să le ducem, bineînțeles, acasă, că, na, până la urma urmei trebuie să le ducem și acasă. Haideți să tragem ușa și să pornim, bineînțeles, mașina. Hai să-l băgăm în viteză și să-i dăm direct spre casă. Uitați-vă și voi, tragi, X7-ul ăsta, nici nu simte Panamera-ul. Da, da, e frumos, într-adevăr, uitați-vă și voi un pic la mașinuța asta. Chiar e mișto, chiar e, nu că mișto, foarte mișto. Și pe albastru ăsta, băi, am zis, băi, sigur o să schimb culoarea albă ăla pe care l-aveam la X7. Dar nu mă gândeam că așa de devreme, că abia cât am, nici o lună n-are mașina. Hai, o lună, dar n-are o lună. Și uite că l-am schimbat-o repede, exact astăzi am fost gata, a treia zi de Paște. Le-am dus dinainte de Paște la vopsit, dar bineînțeles s-a ocupat mai greu, că n-am cu sărbătorile, vă dați seama. Ce să mai, acum sper să fie totul cum trebuie. Eu zic că sper să vă placă, bineînțeles, culorile de la mașini, că sunt ceva mai diferit așa. Eu le-am vopsit, Panamera la cel puțin le-am vopsit de vreo 3 ori, cred că. Asta e prima oară când vopsesc X7-le, dar cred că în vara asta iar îl schimb dacă mă mai enervez. Că, nu știu, îmi place așa să... Parcă sunt mașini noi când le schimb culoarea, parcă cu totul altceva, nu? Poate și, bine, interiorul o să-l mai păstrez, că e frumos alb așa, dă ceva de... Cum să vă zic eu, o clasă mai superioară, un alb de ăsta așa, pur, un alb pur, ce să mai... Acum, da, bineînțeles, să ducem Panamera-ul acasă sau să le scoatem așa prin sat la utură, ce ziceți voi? Hai că le scoatem la utură, dacă tot așa, ca să... Vorba vine să ne lăudăm și noi un pic cu noile mașini, că nu sunt chiar noi, doar m-au mai văzut lumea prin sat, dar cu noile culori, într-adevăr, chiar arată altceva. Bun, să ne dăm jos acum și să decuplăm de aici, bam, bam, mai întâi atâta. De fapt, da, o să facem treburile astea. Acum hai să ne urcăm înapoi în BMW și să-i dăm o tură cu BMW-ul, nu? Așa, cu noile culori, frumos, frumos, n-am ce zice. Într-adevăr, chiar e mișto. Și acum hai să-i dăm un pic așa, nici talpă, că cine știe, acum a treia zi de Paști, tot se bea, vă dați seama, și stă radarul, bănuiesc, iarăși prin zonele astea pe aici, dacă nu... bine, nici circulație mare nu e, dacă stau și mă uit bine, uitați-vă și voi, nu e circulație mare, chiar deloc. Da, acum, na, îi dăm și noi ca băieți așa, ca de sărbătoare, că de mâine iarăși la muncă în forță, că ce să mai... trebuie și o leacă de muncă după Paștele ăsta, nu? Băi, într-adevăr, m-am odihnit, am băut, m-am șprițuit, ce să mai. Acum, bineînțeles, mai trebuie să și băgăm la muncă după aia, că s-au cheltuit și bani de Paștele ăsta. Am vândut și miei, am vândut și oi și
Hai, de toate am vândut, serios de nu. Am făcut de-a bani cu oile și cu ăstea, cu mei și cu tot, dacă nu, mulți bani oricum. Mulți bani, am vândut peste vreo, cred, vreo 50 de mei. Bine, oi mai puține, că nu s-au căutat oi de-astea mari, dar am vândut și oi vreo, cred, vreo 5 sau 6 oi. Dar mei, mielușei s-au vândut la greu, vă zic eu, s-au vândut ca pâinea caldă. Bine, Paștele era, n-am avut și eu multe comenzi, am avut și preț destul de bun, pot să vă zic, față de alte ferme și s-au vândut. S-au vândut, uite, ușor, ușor, chiar s-au vândut miei, adică n-am ce zice. Ia uite, tată, băi, dita mai mașina, frumos. Bun, hai că, bă, cu X7-le i-am mai dat, dar cu Porsche-ul mai puțin. Așa că haideți să luăm și Porsche-ul un pic la o tură, să facem noi o șmecherie, să dăm calele alea jos, oricum trebuie să cuplez înapoi aici la X7, ia, încă un pic, gata, un pic mai în față, stai băi, tată. Hai, atâta, perfect, să ne dăm jos. De fapt, să oprim motorul, nu? Sau? Hai că ne dăm jos și să cuplăm mai întâi aici, bam, bam, și hai să dăm calele jos, după cum am și zis, bun, gata. Perfect, hai să tragem și noi ușa aici și să ne urcăm în Porsche. Ia uite, tată, roșu, tot ce trebuie la mașinuța asta. Mișto, într-adevăr. Hai să băgăm în marș alier și să o coborâm frumos, așa ușor. Au, ce lat mai e. Au, ce lat mai e, mă, Panamera ăsta. Da, mișto, n-am ce zice. Dăm la stânga și hai să-i dăm o tură. Hai că să ne ducem prin partea asta la altă, nu? Așa că haide să ne întoarcem. Îi dăm pe la stânga de data asta, pe aici. Bun, hai să vedem. Dăm așa frumos, au, ce. Uite, mă, cât de frumos poate să fie, nu? Și să-i dăm tată, ușor, ușor, că până la urmă merită mașinuța asta. Nu uitați-vă și voi la ea un pic. Chiar merită. Hai să-i dăm așa un pic, s-o călcăm, s-o călcăm, că trebuie călcată mașinuța asta. Nu se ține în 50 la oră. A, uite, deja avem 170, Porsche, băi, tată, na, ce vrei. 180, 190, deja mi-am dat 190 fără să îmi dau seama, ați văzut și voi. Bine, mă gândeam că prinde, că fuge dracul ăsta de mașină, dar uitați-vă un pic. Uitați-vă un pic la verdele ăsta, frumos. E mișto, n-am ce zice. E chiar frumos. Hai să îi dăm acum iarăși, uite, avem deja iarăși 100, uite. 120, prinde repede, n-am ce zice. Cu mașina asta, dacă nu ești atent, mori tare. 180. 180, deci ați văzut, dintr-un capăt în altul. Cât am avut? Câteva sute de metri. Niciun kilometru. 180 am dat de acrăpat. Dar na, are și motor pe măsură și cai într-adevăr, tot la fel, cai pe măsură, adică n-am ce zice. Ia, să-i mai dăm și prin față pe aici. Uite, pe aici băieții. Nenea polițaii. Bine, ăștia nu scura, dar tot cu controle, dar nu știu ce. V-am spus, ăștia vin, nu știu de ce, tot vin în fiecare zi pe aici. Deci v-am spus, în fiecare zi vine de pe acolo, nu știu de la o vreme ce au pățit ei. În fine, nu mă interesează treaba lor acum, ia să ne întoarcem pe ei, de fapt hai că îi dau tot în față. Îi dau în față ca să ne întoarcem tot acolo. Mai dăm și noi așa câte o tură de Paștele ăsta pe aici, pe acolo, nu? Așa e frumos, au tetat. Cât prindem? Prindem 200 până în capăt. 190-200 aproape, stai că am luat-o în drift acum. Hai că... Dar de fapt, hai să-i dăm 200, să vedem dacă putem să-i dăm până în curbă 200. Dacă prinde, dacă că prinde, nu? Stai așa, o luăm de pe aici, nu, un pic mai în față, cam din zona asta, eu zic că ar trebui să meargă. Să prindă 200, băi, prinde, e stabilă mașina, dar sper să nu avem vreun obstacol prin față, trafic sau vreo mașină sau ceva. Ia să vedem. Hai că am urcat dealul, bine? Ia acum să vedem cât îi dă, cât nu, aia e. Ia avem 160, 170, 180, 100. 90, nu. 190 a prins, trebuia să... Nu, din capăt de aici când vii e mai bine să-i dai, că ai mai mult loc. Hai că 190 tot am prins. O, tată. Fuge, fuge într-adevăr mașinuța, ce să-i faci? Are cai, are motor mare, fuge, n-ai treabă. Acum, na, ce să mai... A, uite băieți, cum stau pe aici. Hai să duc și eu mașinuța frumos acasă, că săraca a mers și astăzi un pic. Pam, pam. Aude și pe aici. Bum, bum. Gata. Și hai să o ducem.
Da, frumos, frumoasă culoarea, n-am ce zice, sper să vă placă și vouă. Bineînțeles, dacă v-a plăcut, bineînțeles, episodul, mini-episodul, ce să mai, nu ezitați să lăsați acolo un mare like, bineînțeles, un subscribe, să ne strângem peste 30.000 de jupâni. Pe data viitoare vă urez numai bine și noi ne vom revedea, bineînțeles, în următorul episod.